Așa și după ce treci de magazinul de covoare, faci imediat dreapta, treci peste linia de tramvai, te duci, n-ai înțeles nimic. Ce să-ți dau, mă? Ce? Bă, că să-i dau un share location. Share location? Ce e? Bă, nu știu ce e aia, dar mă duc până la penis, vă, poate eu. Share location sau partajarea locației este atunci când trimiți unei persoane un link obținut din Google Maps. Iar când acea persoană accesează acel link, îi se va deschide tot în Google Maps locația pe care ai trimis-o tu. Aceasta poate să fie locația ta curentă sau oricare altă locație aleasă de către tine. De exemplu, poate vrei să-i trimiți o locație unde să vă întâlniți sau poate doar îi dai locația ta astfel încât să ajungă la tine. Mai departe, poate să navigheze la această adresă sau poate să o salveze pentru altă dată. Oricum ar fi, procesul este extrem de simplu și am să vi-l arăt în minutele ce urmează pe telefon. Primul pas va fi să deschidem aplicația Google Maps. Iar acum avem două opțiuni. Ori să partajăm locația noastră existentă, adică locația în care ne aflăm în acest moment, ori să partajăm oricare altă locație la alegere. Pentru a vedea pe hartă exact locația în care te afli în acest moment, este foarte important să ai activat GPS-ul pe telefon. Pentru asta te duci în bara de sus a telefonului și cauți ceva de genul locație sau GPS și te asiguri că este activată. În cazul meu n-am să o activez pentru că nu vreau chiar tot internetul să știe unde sunt eu. Dacă totul este ok și ai semnal la GPS, îți va apărea pe hartă un punctuleț cu locația ta prezentă. Iar mai departe vei urma exact aceiași pași ca la a doua variantă. Iar a doua variantă este atunci când vrei tu să specifici locația pe care să o trimiți. Iar pentru asta, pe hartă, pur și simplu va trebui să pui degetul pe locația pe care o alegi. Iar în momentul în care această locație este selectată, va trebui să apeși pe butonul Share. Odată apăsat butonul Share, îți va arăta în partea de jos câteva aplicații prin care poți să trimiți acest link. În cazul în care aplicația prin care vrei să trimiți linkul nu este aici, vei apăsa pe More. Însă sunt aproape convins că vei dori să trimiți acest link prin WhatsApp, iar în mod normal îți va apărea aplicația WhatsApp aici. Dar dacă cumva nu apare pe prima pagină, pur și simplu apeși pe More sau pe mai multe și vei vedea toate aplicațiile. După ce ai apăsat pe aplicație, practic va mai trebui doar să selectezi persoana căreia vrei să-i trimiți link-ul. În WhatsApp pur și simplu apeși pe numele persoanei, iar aceasta va vedea un link de genul acesta. Iar mai departe, tot ceea ce trebuie să facă este să apese pe acest link și se va deschide Google Maps cu locația trimisă de către tine. Iar mai departe, poate să folosească telefonul ca să o îndrume spre această locație. Deci ați văzut cât este de simplu, iar de acum încolo, când cineva vă mai cere să partajați locația, nu cred că veți mai avea niciun fel de problemă. Iar dacă acest videoclip v-a ajutat, nu uitați să dați un like și un share. Și dacă vreți să vedeți și alte videoclipuri din care să învățați și alte lucruri, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, am fost Vlad, numai bine!